Jale și multe lacrimi în comunitatea din orașul Vaslui Murgeni. Trei victime ale accidentului teribil în care au fost implicate numai puțin de 15 persoane și pentru care s-a declanșat la acel moment planul roșu, au fost înmormântate ieri. Mii de murgeneni, dar și din întreaga țară, au luat parte duminică la ceremoniile de înhumare realizate conform ritului penticostal, al căror membrii erau defuncții. Un bărbat de 38 de ani și două fete de 2, respectiv de 5 ani, victime ale tragicului accident petrecut acum câteva zile în apropierea satului Popeni, pe drumul național 24A, au fost înmormântate în cimitirul orașului Murgeni. A patra victimă, conducătorul auto, în vârstă de 32 de ani, a fost înmormântat tot ieri în satul natal, mai exact în satul Drăgușeni, din zona Târgului Bujor, județul Galați. Suntem aici la fratele nostru, supai Dumnezeu să-l ierte. Dați-vă pe partea dreaptă, vă rog eu frumos. Stați în coloar. Așa. De ce ai partea dreaptă pe lângă? Coa. După cum se știe, în accident, la impact, și-au pierdut viața șoferul autoturismului cu 12 persoane în el, iar la spital o fetiță de 5 ani a murit și ea la UPU Bârlad. O zi mai târziu, un alt bărbat de 38 de ani, aflat la reanimare în comă de gradul 5, a trecut și el în lumea umbrelor. De asemenea, alții doi minori și o femeie sunt și acum în stare gravă, ei fiind internați la spitalele de copii Sfânta Maria și Sfântul Spiridon din Iași. Să vă mulțumim.